Bună seara tuturor, bine ați venit la mica noastră întâlnire de mai. Numele meu e Cristian Bața, din partea Poițarisme. Am zis să începem așa, să vă spun câteva cuvinte despre Poițarisme, apoi Andrei o să vă spună câteva cuvinte despre el. În principiu o să vă spun de ce suntem aici, de ce ne-am adunat toți. Mai de mult a venit... Opa. Ok. Și așa merge. E un semn. E un semn, da. Și exact. Altsemn. Deasupra casei bunici, un mic ozeneu, ceva. Așa. Oițarisme.ro este un site. Noi zicem în engleză Romanian Magazine on Photography. Un site care încearcă să promoveze fotografia cât mai bună, fotografia românească, fotografia din afară, sub formă de proiecte foto, sub formă de serii foto. Pentru că astea spun o poveste mai bună, mai interesantă, mai puțin interesantă, nu știu, mai atractivă pentru un anumit nivel de public. Dar, per total, spun niște povești, aceste serii fotografice. Evenimentul ăsta ne-am gândit să-l facem ca o discuție foarte liberă pe un anume fotograf cu anume povești fotografice. Nu este o, cum să vă spun eu, ceva foarte didactic. Scuze. Nu este ceva foarte didactic. Nu se vrea ceva foarte formal, se vrea o discuție liberă în care voi puteți să întrebați absolut orice, eu o să pot să întreb absolut orice, teoretic fotograful ar trebui să răspundă la subiect. Dar din nou, sensul acestor întâlniri și ce ne-am dorit este ca oamenii să afle, să vadă niște povești foto interesante, să afle și puține informații din spatele poveștii, să afle un pic despre motivația fotografului, ce l-a făcut să apese pe buton la momentul respectiv. Nu ne vom baza foarte mult pe partea tehnică a acestor fotografii. Dacă aveți vreo întrebare de genul ăsta, sigur puteți să o adresați dacă fotograful va reuși să răspundă cu cea mai mare plăcere. Și cum vor decurge aceste întâlniri? Vor fi în felul următor. După ce se prezintă Andrei, vom prezenta trei proiecte ale lui Andrei, despre care el ne va spune câteva cuvinte, le va prezenta, va trece prin imagini. Orice întrebări aveți, puteți să le adresați. Eu la fel voi adresa anumite întrebări, anumite sensul curiozități. Vieții, nu pot să... 42 vieții, sau nu pot. Depinde de fiecare. Treaba este că nu aș vrea să simțiți niciun fel de reținere în a întreba absolut tot ce vă vine prin cap. Cred că avem și pe Facebook parcă niște posibilitatea de a pune întrebări și oamenii să răspundă. Nu știu, Cristina, avem și posibilitatea asta? Dacă mai adresează întrebări pe Facebook, să le vedem. Ok. Deci întrebările vor fi exclusiv la voi, ceea ce este cu atât mai bine. Despre Oițarisme eu nu vreau să vă spun mai mult decât că site-ul este înființat acum am împlinit vreo 9 ani, anul ăsta. De 2 ani de zile eu mă ocup de partea de postare de serii și de fotografii și luat legătura cu diversi fotografi. Evit termenul de editor, evit termenul de curatoriat și alte blablauri de genul ăsta. Nu cred în ele în mod deosebit, nu cred că există așa ceva, cel puțin în cazul nostru. În cazul altora e posibil să fie. Nu vreau să vă vorbesc despre ce proiecte am postat acolo. Singura rugăminte, dacă vă atrage absolut ceva din tot acest speech, toată această discuție și toate aceste fotografii, să intrați acolo și să, nu știu, să vă uitați, să vă dați o părere, să luați legătura cu mine, cu noi, cu fotografii. În principiu, site-ul este făcut exclusiv să sprijine fotografii, respectiv să le asigure o vizibilitate mai mare și să îi promoveze. Noi
suntem teoretic un site care nu, nu avem niciun profit din chestia asta. Tot ce am făcut, am făcut pentru fotografi și pentru, pentru promovarea lor și pentru a spune niște proiecte destul de interesante. Și încă o mică precizare, i-am spus foarte pretențios și foarte pompos o itarisme storytelling. Dacă vă vine vreo altă idee să o redenumim storytelling în altceva mai românește, vă rog, spuneți-ne nouă. Ar merge. Ca și mică glumiță așa de final, site-ul a fost înființat de Constantin Nimigean, căruia îi se spunea Oiță. Îi se spune Oiță. Și el a vrut să facă un blog inițial unde să pună chestii de ale lui Oiță. Și de asta se numește Oițarisme, că trebuia să găsească ceva care să fie mai cu un anume appeal. Dar din cauza asta se numește, am rămas cu numele pentru că e ceva mai deosebit și oricum în afară nimeni nu întreabă ce înseamnă oițarisme și le-am spus la un moment dat că it means ship things și lumea era like, ok, n-a înțeles exact, n-a văzut lână de vânzare sau alte chestii. Bun, acum Andrei, dacă vrei să începi tu să ne spui câteva despre tine. Hristos a înviat, vă mulțumim că, știu că sună clasic, dar vă mulțumim că ați venit. Îi mulțumesc lui Cristi pentru inițiativă și pentru faptul că s-a gândit la mine. Acum, între noi fie vorba, ce poate fi mai potrivit pentru oițărisme decât baciu? Adică să mai zică cineva că lucrurile nu se aliniază așa în mod nebănuit. Mai voiam să mai zic ceva cu siguranță că era important, nu mai țin minte. Fac fotografie din anul 2004, sunt filolog de formație, lucrez ca profesor la un liceu din Prahova. Probabil că nu acesta este motivul pentru care ne-am adunat aici și atunci o să trec repede la miezul discuției. Trebuie să vă spunem de asemenea, în afară de ce a spus deja Cristi, că noi nu ne-am vorbit înainte. Nu știu ce întrebări o să-mi adreseze, după cum nu știu nici ce întrebări o să-mi adresați dumneavoastră. Ar fi fost destul de plictisitor, mă gândesc. Dacă... Probabil, dar eu sunt un actor bun, de obicei așa mi s-a spus în alte situații. Și atunci o să trecem direct la fapte. Pentru că despre noi probabil ați aflat suficient de multe și din interviul pe care l-ați găsit probabil pe blogul F64 și din activitatea noastră fotografică. Și atunci haideți să începem cu acest prim proiect. Proiectul se numește La Bunica. El a fost fixat și sub forma unei cărticele electronice apărute la internet acum câțiva ani. Te întrerup puțin, Andrei. O singură clarificare și o singură precizare. Pe scăunelele astea de la prietenii noștri la F64 ați găsit trei cărți poștale, cărți format carte poștală, să spunem. Sunt trei fotografii de ale lui Andrei din cele trei proiecte pe care le veți vedea astăzi. Cea cu prima fotografie, cea color, este din primul proiect. Mai tare, imediat, dar nu mai repet următoarea. Bun, cel din tâi proiect se numește La Bunica. E vorba despre casa bătrânească, nu a bunicii mele, care încă trăiește, ci a străbunicii mele, doar că așa îi ziceam eu bunica. Merită spus că e un proiect pe care nu l-am stabilit de dinainte, care s-a început să se coaguleze din mers. O să-i dau drumul la... Acă 20 de secunde pe imagine, ok. Și care, dintr-o joacă, pentru că cam în acea perioadă, respectiv prin 2007-2008, îmi cumpărasem un aparat foto nou, am început să lucrez cu el, să mă joc cu el în aceste două căsuțe, pentru că, de fapt, două căsuțe sunt. Aici se petrece întreaga acțiune. Și încetul cu încetul s-a coagulat acest proiect, care probabil e unul dintre cele mai cunoscute proiecte de ale mele. A fost expus și publicat din România până în America și până în China. Multă lume mi-a spus că își aduc aminte de propria lor copilărie și probabil acesta este secretul. Nu e un secret pe care eu să-l fi cunoscut, eu doar m-am bucurat de ce am găsit aici și am încercat să coagulez fotografic o poveste. Observați că tipurile de fotografie sau
fotografiile acestea vorbesc despre un personaj mai degrabă absent. Cu siguranță că este absent, pentru că bunica a trecut la cele veșnice acum vreo 25 de ani, doar că fata ei, adică mamaia mea, a păstrat locuința intactă și așa se explică de ce senzația este că străbunica mea tocmai a ieșit undeva la o plimbare și lucrurile de aici încă sunt vii, sunt încă amprentate de prezența ei. Păi, cred că este destul. Aș vrea să vă reamintesc, am spus deja, că găsiți și un text care acompaniază, mult mai coerent decât am fost eu acum, un text care acompaniază, firește, fotografiile și care nu le explică, însă le oferă un context suficient de lămuritor. Eu zic să trecem să ne uităm prin fotografii și după aceea începem cu diverse întrebări. Probabil că merită să adaug că fotografiile au fost făcute pe parcursul a câțiva ani, începând din 2007 până în 2011, deci vorbim de câțiva ani buni, în care m-am tot întors și m-am tot minunat și am încercat să exprim lucrurile pe care le-am trăit eu, efectiv pășind în aceste câteva încăperi. În casa asta ai stat tu când erai copil sau nu, doar era o... Străbunica mea și bunica mea. Deci asta era o casa interzisă, cum ar fi, care nu intrai înăuntru, nu? Care... Nu, n-a fost niciodată interzisă. Doar că nu am început să intru cu intenții fotografice decât târziu, când m-am apucat de fotografie. Asta a fost o dublă descoperire, pentru că dintr-o dată lucruri pe care le cunoșteam, respectiv casa aceasta, au căpătat o nouă valoare. O valoare pentru mine emoțională și implicit fotografic. Am înțeles. Da, cum te-ai gândit la proiectul ăsta? Adică ce ți-a venit brusc? Este un test foto pur și simplu? Adică ți-ai luat un aparat și te-ai dus să faci fotografii? Inițial, sau a fost? Aveam un aparat și nu știam pe ce să-l folosesc și atunci m-am dus aici. Firește că dumneavoastră vedeți doar câteva dintre fotografiile pe care le-am făcut. E normal să vorbim de un proces de editare, de selecție. Proiectul a apărut treptat. Mi-am dat seama că am suficient de multe fotografii ca să vorbesc despre acest loc. Vestea proastă este că, fiind lăsat așa, casa nu mai e deloc într-o stare bună și din momentul acesta, de fapt de câțiva ani deja, e mai convenabil să o dărâm decât să încerc să o renovezi, pentru că fiind construită prin anul 1900, nu are o structură suficient de rezistentă. Poftim? Și nu mai sunt? În momentul acesta sunt, dar în curând n-or să mai fie. Ce ai căutat? Că aici tu ai surprins foarte multe... Foarte multe elemente, simbolic vorbind, sunt sunt surprinse ferestre, sunt surprinse uși, e surprinsă lumină și câteva locuri care sunt foarte, foarte close-up, să spunem, foarte aproape. Nu știu, care era, să spunem, locul tău favorit în acest areal? Ai căutat ceva în mod deosebit să surprinzi? Ai căutat vreun simbol care să lege, de exemplu, de personaj? Că totuși, prin titlu, într-adevăr, se naște această lipsă. Lumea, într-un final, când se uită la fotografii, caută personajul. Ai încercat să-l substitui prin anumite simboluri pe care le-ai căutat în fotografii, prin anumite locuri? Poate simboluri involuntare în majoritatea fotografiilor. Sunt câteva care au valențe simbolice din punctul meu de vedere. Acum, vedeți, eu sunt pus într-o postură cumva ciudată, pentru că
spunea Mircea Dinescu odată, să-ți explici propria poezie ca și cum ai face a fi medic și ai demonstra studenților cum să opereze pe inimă, pe propria, pe propriul cord. E un lucru pe care mă feresc să-l fac, adică să desconspir foarte multe lucruri din ce am vrut. E ca și cum aș forța privitorul să meargă pe varianta expusă de mine verbal. Totuși, inițial, după cum spuneam, doar am fotografiat, pur și simplu, lucrurile care m-au atras și pe care le-am socotit demne de a fi fotografiat. Întrebarea era dacă ai mers instinctual pe lucrurile care le-ai simțit tu aproape din punct de vedere instinct sau că din punct de vedere documentar se presupune că dacă vrei să surprinzi, nu știu, să spunem, viața cuiva, te axezi pe anumite elemente foarte evidente ambele, care țin de acel ambele. Om. Inițial a fost vorba de instinct, deși e vorba mai degrabă de bucurie, de curiozitate. Nu știu dacă instinct, nu știu în ce măsură pot să vorbesc despre instinctul meu fotografic. Și apoi, în momentul în care am văzut că lucrurile se coagulează, după cum spuneam, într-adevăr am căutat să ordonez, să dau sensuri care să explice partea și partea la rândul ei să susțină întregul. Asta, două secunde, dacă poți să lași aici. Sigur nu e subiectul documentarului. Da, apropo de joacă, eu vă spun acum, dar rămâne între noi să nu ne aude nimeni, această fotografie nu e de la casa, nu, e de la casa mea, însă personajul care se vede în fundal, eu mă jucam aici. Am văzut gutuile acestea și mă jucam să vedem ce se întâmplă, dar la un moment dat acolo în fundal a apărut bunica mea, adică fata străbunicii mele, nu cred că vă așteptați la așa ceva, dar e fata străbunicii mele. Și atunci mi-am dat seama că involuntar, dintr-o joacă, a ieșit ceva care are valoare în raport cu proiectul. Și legătură. Exact. Dar asta e singura poză în care apare un personaj. E un mod de a sugera prezența absenței sau absența prezenței. Dacă vorbeai de simboluri, aceasta este să știți că ordinea fotografiilor nu este întâmplătoare. Noi nu avem timp acum și iarăși aș intra în ceea ce am spus adineori. Aș începe să-mi explic eu propria operă și nu vreau să fac treaba aceasta. Însă pentru cine parcurge mai atent și cu mai multă disponibilitate și cu mai mult timp fotografiile, o să poată să descopere, sper eu, niște lucruri și din punct de vedere al logicilor, al felului în care sunt segmentate. Al felul în care sunt ordonate. De pildă, nu întâmplător, aceasta este o fotografie finală. Cercul acela, că vorbea Cristi de simboluri, cercul este un simbol al cosmogoniei, al nașterii unui nou univers. Și atunci, dacă fotografia asta este finală, pentru că dacă ne uităm la început, are home? Are home. Nu mai are. Dacă ne uităm la început, e practic aceeași poză și atunci ce rost ar fi avut să o pun încă o dată la sfârșit? Datorită acelui cerc, care sugerează o transcendere, o plecare din planul acesta al vizibilului în planul divin, în planul superior. De ce crezi că a prins seria asta? Că tu ai spus la început că e una dintre seriile care a prins cel mai mult. Da. Eu, dacă când m-am uitat pe portofoliul tău, și aici folosesc cuvinte mai standard, am zis portofoliu în sensul de tot ce ai făcut tu. Nu aș alege seria asta. Ieși afară. Ca fiind. Și ce notă? Vezi că am un frate caratist. Eu am un frate caratist. Hai, ghești. Sper că nu e în sală pe aici. Mă panichez. Dintre toate, eu personal aș alege o altă serie, dacă ar fi să te definească pe tine, din punctul meu de vedere, exterior văzut, ca și, nu știu, artist. Am folosit un cuvânt destul de mare. De ce crezi că a prins asta foarte mult? Din cauza familiarității, din cauza faptului că toți poate am avut la un moment dat o vizită într-o căsuță sigur, din asta? Sincer, nu-mi dau seama de ce a prins acesta mai mult. Bine, pragmatic vorbind, e și cel mai vechi proiect.
proiect sau unul cel mai vechi și atunci normal că el are mai multe șanse să fie cunoscut decât un proiect mai nou. Pot să spun că ce mi-au spus cel mai mult oamenii acesta a fost că își amintesc de propria lor copilărie. Deci înseamnă că la un anumit nivel au relaționat și ei da, foarte mult da, cu această... Da. Okay. Și vreau să te întreb, de exemplu, poza asta, doar așa... Fotografie. Mică... Fotografie, îmi cer scuze așa. Nu știu, le-ai făcut tu, la ce oră, de exemplu? Asta pare cam pe la 5 așa dimineața, nu, făcută e, și publicată e, pe la 7, da, 8. E făcută pe la miezul nopții și slavă Domnului că am scăpat teafăr, pentru că vecinii nu știau că urmează să fac fotografii. Am folosit aici tehnica picturii cu lumina, adică a lua o lanternă, a pune aparatul pe expunere lungă și a picta, adică a mătura practic toată, tot ce vrei tu să fie luminat. A parcurge cu lanterna toată suprafața casei, iarba și așa mai departe. Și firește că dacă ești un om normal și vezi în curtea vecinului lumini plimbându-se pe cer la ora 12 noaptea, firește că primul gând nu este, e probabil un artist fotograf care, consacrat, care urmărește gloria și nemurirea personală. Nu, oamenii au, mi-a și părut rău că nu mă gândisem, însă oamenii au ieșit îngrijorați. Vecina de vis-a-vis, care este o femeie în vârstă, a stat cu frică închisă în casă toată noaptea, mă rog, până am plecat eu. Și aviz amatorilor, dacă vrea cineva să facă poze nocturne într-o astfel de situație, să mai în glumă, dar foarte în serios, să aibă grijă să anunțe, pentru că viața e complexă și are multe aspecte, ce să zicem. Ok. Hai să vedem. Două secunde. Ce-ai păstrat din casa ei? Ce-ai dacă păstrat? O cană, o clanță, o soba... Acum când oricum se va dărâma inevitabil clădirea, ai păstrat ceva? Sigur, dacă aș putea, dacă nu ar fi meandrele concretului, aș păstra casa întreagă. Sigur, tot ce poate fi păstrat, aș păstra. Dar aș păstra cel mai mult lumina care umple paharele. Acum nu știu dacă o să vrea ea să fie păstrată, dar mai vedem. Alte întrebări? Mai țin că vin. Eu am glumit, n-am un frate caratist, adică... Sunt cea, pot să vin mai aproape din nou. Așteptăm pozele dinaintea de demorări. Da, dacă ar mai fi ceva de zis cu pragmatic, să zicem, ar fi că e bine să faci poze atunci când îți vine ideea respectivă, pentru că a doua zi nu mai știi ce se poate întâmpla. Adică eu, dacă nu făceam fotografiile acestea atunci, acum nu știu dacă aș mai fi putut să le fac, pentru că s-a deteriorat. Ok, păi mergem... dacă nu sunt întrebări la proiectelul ăsta, poate trecem la următorul, care este un proiect un pic mai cu oameni, ca să spunem așa. Cum se spunea la un moment dat pe un forum, după principiul poze cu oameni ai, semnul întrebări. E vorba de proiectul... Bine, proiect. Trebuie să mărturisesc că nu agrez acest termen, mi se pare că sună prea tehnic. Pe gustul meu ar fi mai degrabă termenul de eseu, doar că în lumea fotografică nu prea a prins termenul acesta și atunci... Și atunci am adoptat termenul de proiect. Iarăși e vorba de proiectul din copilărie, de care vă puteți cu siguranță da seama că surprinde copii și ipostaze care mie mi s-au părut importante și semnificative. Nu e un proiect care să fi fost întemeiat programatic, iarăși la un moment dat mi-am dat seama că e una dintre temele mele predilecte, aceasta, a fotografia copiii într-o anume lumină, metaforic vorbind, și probabil e unul dintre cele mai noi
proiecte. Ca și zonă de fotografiere aici, ok, la cel cu la primul proiect aveai un anumit areal destul de mic, o anumită zonă. Aici am văzut că ai lărgit un picuț iar zona. Este în zona în care locuiești tu, dar am văzut că sunt și alte da, din dacă, alte părți. Dacă nu? La bunică era un proiect definit de spațiu, acesta e un proiect definit de subiect și de abordarea lui. Da, vorbim de o rază, dacă vreți, de, știu eu, 100 de kilometri, în principiu, față de casa mea. Cum îți dai seama, de exemplu, dacă o poză, uite să spunem că fotografie. O fotografie cu copii, pe care ai surprins o fotografie, ai surprins un copil în fotografia respectivă, cum îți dai seama dacă face parte sau nu din serie, proiect, eseu, nu aruncați cu pietre? E vorba de sentimentele pe care scena mi le trezește. Vorbește un fotograf american de acel moment în care fluxul obișnuit al timpului se întrerupe și simți ceva, simți că e momentul să apeși pe declanșator. Se numește el acel moment flacăra recunoașterii, adică ai recunoscut un moment valabil fotografic care îți produce emoție, pentru că emoția este factorul declanșator în fotografiile mele. Și atunci, ca să mă întorc la întrebarea ta, selectez o fotografie pentru acest proiect, în măsura în care, firește, are copii ca subiect și, în al doilea rând, este o trimitere mai puțin vizibilă sau mai mult vizibilă la nostalgia care te încearcă atunci când constați că sau atunci când îți amintești că și tu ai fost odată copil. Normal că titlul din copilărie este o aluzie destul de transparentă la textul lui Ion Creangă. Cât de mult influențează, nu știu, faptul că tu ai o anumită profesie, fotografiile pe care le faci? Nu știu dacă profesia, dar formația filologică e probabil decisiv, complet. Nu-mi dau seama, însă normal că până la urmă temele fundamentale ale fotografiei sunt temele fundamentale ale literaturii, adică aceleași mari întrebări pe care le-a avut omenirea și probabil o să le aibă până la sfârșitul veacului. Deci așa, vezi cum. Fotografiile astea sunt... Răspuns corect, așa? Da, a ieșit, îți dai seama. Sunt instantanee, sunt fotografii neregizate, candide sau sunt, bine, în afară de asta? Nu, aceasta nu este, niciuna nu e regizată, nu că aș avea probleme cu aceasta. Da, asta pot să întreb și eu de ce face parte din seria din copilărie? Pentru că eu sunt artistul și... Și o aveți și printată de altfel, deci face parte. Și despre asta e vorba, adică... Păi ar fi cazul, văd că... V-am spus că noi nu ne-am vorbit de... Nu, recunosc că și mi-am pus întrebarea aceasta, dar la un moment dat mi-am dat seama... Am decis că e irelevantă dacă prietenul meu... El e de fapt vecinul meu, Tudor, Dorel îi spunem cu toții. Probabil are în jur de 18 ani aici. Până la urmă, 18 ani e trecerea, e acolo, e pragul... Și dacă tot suntem la fotografia aceasta și ai spus de regizat și ai insinuat că aceasta ar fi regizată, cred că merită să spun povestea ei, anume că eu eram, cred că era acum vreo 3 ani,
Ieșisem la pozat pe câmp aici, erau caii aceștia și proprietarii lor. Și la un moment dat el a venit la mine, eu eram în exercițiu funcțiune acolo, degeaba, și el a venit și spune, da, fă-mi și mie o poză cu calul meu. Și el a făcut toată, deci tot ce vedeți, el s-a așezat așa, eu doar am apăsat pe... Bine, și am luat ulterior deciziile de încadrare, de procesare și așa mai departe, dar el a făcut practic. Da, cât de mult contează pentru tine? Că, uite, din experiența mea și din ce am văzut, pentru anumiți fotografi contează foarte mult dacă este un instantaneu surprins fără ca să te simtă să te vadă nimeni sau este o fotografie, un portret asumat, să-i spunem, să nu-i spunem altfel. Iarăși rămâne între noi, nu mi se pare o problemă semnificativă, pentru că de unde știi tu că acel om pe care îl fotografiezi nu te-a văzut deja? Sau de ce nu ar ști că în zonă s-ar putea afla un fotograf din diferite rațiuni extra-fotografice, să spunem, și atunci să aibă grijă cum se comportă? Mă rog, discuția este amplă și n-aș vrea să intru în ea. Pentru mine nu contează dacă e regizată sau neregizată fotografia, pentru că nu asta este miza. Există o iluzie despre care vorbesc întotdeauna, anume că fotografia ar fi realitate. Că dacă fotografiez chiar și aici, o în ce direcție vreți dumneavoastră și nu procesez imaginea, nu trec prin balaurul Photoshop, atunci înseamnă că sunt fotograf adevărat și nu mint oamenii și nu-mi bat joc de ei, așa cum fac cei care dau crop, care adaugă vinietă și așa mai departe. Fals, pentru că fotografia nu este realitate și nu are cum prin definiție să fie realitate. În momentul în care tu de fapt nu faci decât să proiectezi lumea tridimensională într-un plan bidimensional care are parametrii și regulile sale, principiile sale. Adică dacă vorbim de minciună, păi te mint prin faptul că aleg ce să-ți arăt în cadru și aleg ce să exclud. Aleg și momentul în care declanșez. Nu ți arăt ce s-a întâmplat după și ce s-a întâmplat înainte, când au venit băieții de la când lucrurile s-au întâmplat în mod absolut natural. La băiatul nu, cu îngerul. Nu, era într-o de casă. De unde apăruse când? Adică ce era? Era o pictură, era un desen. Fotografia aceea din 2008. Era un desen acolo. Nu, era un covor, cred, din acelea decorative. Pus pe, era o casă țărănească. Nu mai țin minte dacă am văzut îngerul. Nu mai țin minte. L-am văzut acasă, dar acolo nu mai țin minte dacă l-am văzut. Însă el s-a... De fapt, e fată. Este fată. Doar că era tunsă scurt. Și am văzut după. Am văzut acasă. Și atunci, îngerul știm că stă pe umărul drept și atunci n-am făcut decât să valorizez treaba aceasta fotografic. Sau, mă rog, așa zic eu, artistul că am făcut-o acum. Dacă mi-a ieșit... privitorul hotărăște. Eu mai am o întrebare referitor. Uite acolo, în spate. Scuze. Nu merge? Merge sau nu merge? Merge? Poți să vorbesc la el. Ok. Nu se aude aici. Faptul că am văzut că unele fotografii sunt alb-negru și altele color, în ce măsură influențează asta unitatea proiectului? Sau? De acord, acesta este un lucru care m-a... Și eu mai adaug la care formatul, ce au spus ei. Da. Și atunci mă bucur că am spus ce am spus adineori, că de fapt termenul proiect nu e unul care să-mi convină foarte tare. Dacă s-ar fi numit eseu, cred că aș fi fost puțin mai liber de astfel de constrângeri. Sunt de acord că nu există o unitate pur vizuală, însă m-a interesat mai mult tema și emoția fotografiilor. Pentru mine este suficient. În acest caz, pentru că până la urmă, din punct de vedere
pedestru, aveam două opțiuni. Să le fac, să fac proiectul ăsta cu materialul pe care l-am sau să nu îl prezint în felul acesta. Și am decis că mai bine să o fac decât nu. Întrebarea e foarte, foarte bună. Da, era o întrebare la care m-am gândit și eu, pentru că de obicei în proiectele foto sau chiar și în eseuri, din ce știu eu, se respectă anumite, nu le-aș spune mă deosebi reguli, cât niște convenții. Adică la un moment dat să spunem că ai un proiect de 30 de fotografii, 29 sunt alb-negru și ultima e color. Cam rupe un pic ritmul, rupe story-ul destul da, de mult. Dar de asta dacă a fost întrebarea. Când găsești o astfel de rupere de regim, ai două opțiuni. Să socotești că artistul sau, mă rog, fotograful sau emițătorul mesajului nu știe ce face, nu e conștient de această convenție, sau pe de altă parte să te gândești că știe ce face și atunci într-un fel te provoacă, vrea să transmită ceva. Și atunci nu cred, voi nu m-ați întrebat, însă eu răspund, nu cred în reguli, cred în principii și cred în obiective finale. Și atunci, dacă ai un anume obiectiv, contează cum ajungi la el. Nu mi se pare atât de importantă dimensiunea pur formală a lucrurilor. Ori suntem artiști, ori nu mai suntem. Adică. Tu te bazezi foarte mult pe subiect și te bazezi că subiectul transmite acel mesaj care unește toată... Da, da, în cazul acesta, pentru că corect. Totuși... Nu, asta este una dintre... Eu am ales-o pentru că e una dintre seriile... Proiectele care nu prea respectă nicio regulă din ce am văzut eu până acum. Dintr-un anumit punct e interesant, dintr-un alt punct de vedere nu știu dacă ți-ar publica-o cineva pe oriunde la transmis afară. Salutările mele. Da, în ce caută oamenii de obicei în afară, ca să vă spun și apropo de chestia asta, de obicei sunt poze care au o unitate foarte mare din toate punctele de vedere, coloristic, dimensional, format, etc. Asta într-adevăr implică și niște chestii destul de o standardizare generală a tuturor fotografiilor din proiect. De asta... Știi cum? Cred că trebuie să facem o distinție aici. Între privitorul care este și fotograf, care are o anumită coerență în domeniul limbajului fotografic și privitorul civil, non-fotograf, căruia nu știu dacă îi pasă de atât de tare de lucrurile astea. Probabil că atunci când faci un lucru trebuie să îți definești cât mai bine termenii, trebuie să îți definești publicul țintă, dacă vorbim de emiterea unui mesaj artistic sau nu. Și atunci, ce ai spus tu, Cristi, cu siguranță că este valid dacă avem în vedere editorul, că de fapt asta ai spus, editorul unei publicații fotografice. Da, de exemplu, că ai pus-o un pic pe tavă așa, tu cui te adresezi? Am numărul fratelui aici. Sunt în continuare la 3 metri. Adică da. Cui te adresezi cu fotografiile tale? Ai un, nu știu, un public super elitist care vrea să vadă numai chestii de ultimă modă care pot fi printate într-un muzeu sau te adresezi cui vrea să vadă o fotografie semnată Andrei Baciu? Sincer, mă adresez ambelor categorii, nu mă adresez niciuneia. Nu mi-am definit ab initio un public. De fapt, ce mă motivează este bucuria și emoția pe care le simt atunci când văd o scenă. Și atunci mă interesează doar să redau starea mea de atunci într-o fotografie pe care să o vadă cine dorește, cine se întâmplă să o vadă, cine nu știu. Nu știu. Deci nu mi se pare productiv, cel puțin în ce mă privește, firește, că noi nu vorbim mai, nu dăm, așa cum ai spus și tu și simt nevoie să mai spun, nu inventăm noi nici fotografia, nici mersul pe jos. Eu vorbesc doar din punctul meu de vedere. Și atunci, în ce mă privește, nu mi se pare atât de important. Totul pleacă de la mine. Dacă vreți, e un act egoist, însă, până la urmă, doar pe mine mă am și eu sunt și trebuie să fiu
singurul criteriu. Așa e jocul. Ar fi simplu, ar fi foarte simplu să existe cineva în exterior la care să mă raporte, să arăt o poză și să o fotografie și să îl întreb. Am reușit. Și să, nu, și să îl întreb și să îl întreb. Asta e bună? O public? Asta nu e bună? Pentru că, vedeți, treaba aceasta este valabilă dacă ești fotojurnalist, nu știu. Acolo depinzi, cooperezi cu altcineva. Mesajul final nu este mesajul, nu e dat exclusiv de ce ai făcut. Bine, tu. Acum depinde foarte mult. Că trebuie, sunt multe variabile, trebuie, absolut. Trebuie spus încă ceva. În secunda în care tu te duci, nu știu, 5 zile pe săptămână la școală și predai anumite chestii, tu îți obții salariul tău de acolo, nu îți obții un salariu din... nu știu, vânzarea, da, unei exact, fotografii exact, sau dintr-un exact. Anume workshop. Și de-aia trebuie spus unde să conteze. Da, contează lucrurile. Foarte mult. De asta am și pus întrebarea, pentru că da. Tu nu ții ca poza ta să aibă 500 de like-uri, fotografia. Ca apoi să vinzi fotografia, să vinzi ceva după cu, nu știu, ca oamenii să fie încântați, să zică, wow, vreau să mă duc și eu acolo să fac o poză de genul ăsta. Dacă ai zis asta, am simțit de multe ori sau, nu știu de câte ori, dar trecându-mi pe la ureche, glonțul... demonului acestuia al popularității de dragul popularității. Nu vine bine, nu asta mă motivează, deși cu siguranță că te bucuri. Orice om se bucură când vede că ce face el, fotografic sau extrafotografic, este apreciat de oricine altcineva. Normal. Dar mi se pare mie că a te raporta primordial la public și nu la tine, ori suntem artiști, ori nu mai suntem, a face treaba asta înseamnă că inversezi lucrurile și dacă inversezi lucrurile, foarte bine. Nu, dar la mine nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Adică nu știu, de a conta niciodată că o poză a avut 500 de like-uri și că a fost populară versus o poză care ție ți-a plăcut foarte mult, să spunem, și n-a relaționat nimeni cu ea? Sau crezi că, nu știu, modul ăsta de a arăta fotografii, ai făcut-o acum, o pui pe net în 3 minute și aștepți like-urile? Sau... crezi mai mult într-o idee de, nu știu... Păi oricum am mai multe conturi, cum să n-am like-uri, okay. Adică... Și îți like, singur like, ok. În sensul ăsta, le vezi mai mult, nu știu, cum vezi de fapt publicul să se bucure într-adevăr de acum, fotografii? Dacă... În ce mediu? Gen așa, gen... Dacă ai spus like-uri, e clar că ne gândim la rețeaua de socială albastră. E bine și nu e bine să pui problema în termenii aceștia, pentru că, într-adevăr, rețelele sociale, internetul, spunea Brooks Jensen că acesta este momentul cel mai bun să fii fotograf din toată istoria fotografiei. De ce? Pentru că fotografia este ușor tehnic de făcut, este accesibilă pentru toată lumea, ai platforma aceasta extraordinară care este internetul și poate să-ți vadă fotografiile absolut oricine, fie că stă vis-a-vis de tine, fie că stă în Japonia. Însă trebuie, zic eu, atenție la felul în care îți definești termenii, așa cum am spus-o. Dacă măsori reacția publicului sau, mă rog, valoarea fotografiei exclusiv în like-uri, te închizi singur într-un țarc. Contează reacția oamenilor acolo, dar contează nu doar atât. Dacă mă întrebi, nu știu pentru cine fac pozele, nu știu pentru ce mod... mediu de expunere a lor fac, dar experiența mi-a adus tot felul de modalități de prezentare a lor, expoziții, internet și așa mai departe. Deci orice fel de mod în care ajunge fotografia la public, pentru tine este ok. Bine, acum ca să mai adaug ceva, cel mai frumos e când o vezi tipărită, în revistă, într-o expoziție, însă ca afluență de public, normal că internetul e secretul. Ok. Aveți întrebări pe seria asta? Pe orice fel de întrebare este absolut ok. Deci nu... Dacă nu, eventual trecem la ultima serie, care e un pic mai altfel decât ce am văzut până acum, cel puțin din punctul meu de vedere. Am lăsat denumirea în engleză, acum trebuie să le spui. Ieși afară. Da. Viața și întâmplările din jurul podului de la Blejoi. Poate că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest pod. Acest pod este de fapt două. E podul de cale ferată și podul de mașini care trece paralel cu el. Peste râul Teleajăn,
pe Valea Teleajenului, paralelă cu Valea Prahovei, e drumul spre Brașov, drumul alternativ spre Brașov. Cu siguranță că cheia Vălenii de Munte. E cel mai, sau unul dintre cele mai proaspete proiecte, lucrez la el din 2014. Am o, așa cum am mai spus, am o listă cu locuri care mi-atrag atenția și pe care mi-aș dori mai devreme sau mai târziu să le fotografiez. Și într-o după-amiază ploioasă de februarie anului 2014 m-am dus în sfârșit acolo și am fost uimit să descoper câte lucruri se întâmplă. Acum, firește că e un loc foarte ofertant, pragmatic vorbind, pentru că sunt o grămadă de drumuri care trec pe acolo, o grămadă de oameni și deci oferta este foarte mare, adică se întâmplă multe, multe lucruri, zic eu. Are un, și proiectul acesta are un text introductiv în care vorbea Cristi de simboluri acolo la proiectul La Bunica. Într-adevăr, acesta dintre toate este proiectul, este eseul care m-a interesat cel mai mult din punct de vedere metaforic și am încercat să sugerez treaba asta în prezentarea proiectului. O găsiți, firește, pe site-ul meu, pe blog, pe Facebook. Cât de mult contează textul? Asta e o întrebare așa, care trebuie să mă duc tocmai în fundul sălii după ce răspunzi, dar, sau înainte, eventual. Inițial, de fapt, primul text pe care l-am scris a fost cel pentru La Bunica și nu a fost ideea mea, ci prietena mea, buna mea prietenă, Ana Negru, de la revista Satul din Brașov, mi-a cerut materialul cu La Bunica să-l publice la ea în revistă, revista Satul, pe care vă încurajez din tot sufletul să o citiți, să o căutați, mai ales că public eu acolo. Glumim, firește. Dar ea, acum serios vorbind, ea mi-a spus, uite, păi nu pot să public direct pozele, fotografiile, te rog să scrie ceva, o prezentare, ca să meargă acolo, bine, în pagină. Și mi-am dat seama că îmi place treaba asta, firește că e și convenția că atunci când ai un proiect să scrii un text de prezentare, acum textele mele nu urmează foarte, foarte îndeaproape convenția de prezentare a unui proiect. Au o anume dimensiune metaforică, sau cel puțin asta îmi place mie să cred. Și atunci nu sunt niște texte standard. De aia am și simțit nevoia din aur să mă îndepărtez cumva de convenții. Lucrez, pun problema din interior către exterior. Da, din punct de vedere că noi totuși aici suntem și într-adevăr, tu ai spus foarte bine, ideea de storytelling nu înseamnă că punem pauză la fotografia asta și începem să explicăm că cineva se duce să-și cumpere pâine, că cățelul ăsta stătea acolo și căuta o vulpe sau cine știe ce chestii. Ai scrie SOS? Da. Și explicații de genul ăsta, într-adevăr, și din punctul meu de vedere și cred că din punctul tuturor de vedere, strică foarte mult ideea de proiect, ideea de fotografie în sine. Dar aici e o întrebare destul de importantă, să spunem, textul care acompaniază un proiect sau textul care acompaniază o fotografie, în opinia ta ar trebui să spună, nu știu, Gigel trece peste podul de la Blejoi în ziua și e mândru de asta. Și e mândru de asta și are o sticlă de lapte în mână, sau ar trebui să spună ceva care nu se vede din imagine. Sau ar trebui să fie ceva complet diferit, ceva, nu știu cum ai spus tu, foarte metaforic. Și aici fac un pic referire la o altă serie de fotografii cu cea care a fost expusă și de curând la Hibernal Haiku. Exact. Care era întrebarea? Da. Trebuie să ne definim termenii. Eu nu sunt decât eu. Nu sunt fotograf documentarist, nu sunt fotojurnalist, nu știu cine sunt. Nu sunt decât eu.
Am văzut că în domeniul fotojurnalistic, vorbea Cristi de prezentarea subiectului în cuvinte, a traduce cumva scriptic poza vizuală. Acolo, din ce am văzut, aceasta este convenția, să spui, eventual adăugând puține informații suplimentare, contextualizând, să vorbești despre imagine, să o descrii, pur și simplu. În ce mă privește, problema nu se pune așa, odată pentru că e vorba de ce spuneam mai adineaori despre a opera pe propria ta inimă. Ai forța privitorul, l-ai canaliza către intențiile tale, ca și cum i-ai băga pumnul în gură, ca să mă exprim așa. Și dacă faci treaba asta, înseamnă că îl privezi de propria sa libertate. Dacă vorbim de artă, arta presupune libertate, atât a creatorului, cât și a privitorului, în cazul nostru, a receptorului, să spunem. Arta întotdeauna a fost o întâlnire la jumătate. Eu am de spus un lucru și ți-l așez aici. Și tu, dacă vrei, vii din partea ta și ne întâlnim aici la jumătate. Și atunci, a traduce la nivel textual fotografia anulează însă și premizele unui demers ca al meu. Deci nu pot să fac treaba asta. Pe de altă parte, bine este, sau simt nevoia să contextualizez. Nu vreau să-i spun privitorului ce să vadă, ce să înțeleagă, dar într-adevăr îmi doresc să-l orientez un pic, ca să știe de unde să apuce textul. Mă rog, fotografiile să știe din text. E o problemă foarte importantă și Cristi punctează lucruri foarte importante. Toate aceste probleme, cine sunt, ce vreau, ce impact are asta asupra privitorului și așa mai departe. Și dacă acestea sunt răspunsurile mele, nu trebuie să însemne că ele sunt universale, deși am un frate caratist. Trebuie doar să însemne că ele sunt răspunsuri la niște întrebări și la întrebările astea trebuie să ne răspundem fiecare în felul nostru. Acum, în cazul meu, mai apare o problemă. De ce? Pentru că un proiect ca La Bunica a fost, cum vă spuneam inițial, publicat sub forma unei cărticele electronice. Iar convenția de la Liternet, Răzvan Penescu este un om extraordinar și el conduce acest site și mi-a făcut bucuria să accepte și trei cărticele de ale mele acolo. Convenția e să existe text sub fiecare fotografie. Și atunci, cumva, acolo a trebuit să împac și capra și varza, pentru că a trebuit să descriu și proiectul, a trebuit să găsesc o editare, o progresie a imaginilor care să dea bine împreună cu textul, a trebuit să evit și problema de a spune mai mult decât de a spune direct mai mult decât a sugera. Și atunci, în ce mă privește, răspunsul e, iertați-mă că vorbesc mult, e de formare profesională. În ce mă privește, răspunsul este nuanțat și depinde de mai mulți parametri. Ok, uite, să facem un exercițiu. Dacă, de exemplu, oamenii din sală s-au uitat la acest proiect și nu au citit textul sau nu știu despre ce e vorba. Textul aici e destul de generic, aș spune. Adică nu spune că, dau un exemplu, că băi, podul de la Blejoi este rupt, caz printre ele și așa mai departe. Sau nu spune că ok, noi căutăm bani să refacem podul sau la podul respectiv s-au întâmplat niște chestii. Dacă se uită exclusiv la fotografiile astea, părerea mea personală aici, ca și privitor, mă uit la ele, văd că sunt făcute majoritatea iarna, majoritatea foarte ceață, editate foarte dark, foarte, nu știu, un sentiment destul de apăsător, cu peisaje destul de, nu știu, industriale, post-industriale, dar destul de, nu știu, așa, un pic dark, un pic scary, ca să folosesc două termene în engleză. Cum spuneau strămoșii noștri. Exact, cum spuneau strămoșii noștri daci. Lași loc de interpretare foarte mult. Dar dacă, de exemplu, la mine ajunge informația așa cum a ajuns acum, ar trebui să mă uit la text după, să înțeleg, băi, am greșit eu sau
e ok ce am interpretat, e ok faptul că un om a interpretat că e o serie foarte întunecată a cuiva care face poze unor oameni care nu-i se văd niciodată fețele, sunt cu spatele sau sunt de la sigur, foarte acum, mare distanță. Să spun. Problema nu se pune în termenii adevărat sau fals. Vorbeam adineori de libertate. Cu siguranță că asta este miza, ca fiecare să vadă ce dorește în, și să înțeleagă ce dorește în, în fotografii. Fotografiile mele, cantitativ vorbind, sunt văzute cu tot cu text. Care text vine primul în ordinea receptării proiectului. Și atunci textul este intenționat gândit să contextualizeze, să orienteze ușor și să explice privitorului ce m-a interesat. O precizare, că ai spus că fotografiile sunt întunecate. Acum depinde, apropo de libertate, depinde ce vrei să vezi. Întunericul care sugrumă lumina sau lumina care anulează întunericul. Bine, din punct de vedere, hai să spunem, dacă ar fi să stea cineva să-ți facă o analiză pe fotografiile respective, nu poți să spui că sunt niște fotografii foarte optimiste și foarte apus, răsărit, lumină volumetrică, chestii de genul ăsta. Adică sunt destul de un pic înspăimântătoare, așa. Un picuț. De da. Exemplu, dacă lași fotografia asta un pic, sau nu, poți să lași pe asta, poți să un space eventual, așa. Nu mi se pare că transmit așa un sentiment de pozitivism sau de optimism foarte, foarte mare sau măcar minim. Ba da, că lumina e deasupra. Oamenii sunt jos, o ignoră și lumina e deasupra. Cel care a apăsat pe buton. Sunt de acord că e un proiect care solicită privitorul și prin într-un finalul alt fel proiectului, de poftim? Zic, și prin finalul proiectului tu îl duci într-o anume direcție. Da. Într-un alt fel trebuie să avem grijă, pentru că, vedeți, așa cum din cuvinte poți să faci și jurnalism, dar poți să scrii și poezii, așa și fotografiile sunt încadrabile și pot fi folosite în foarte multe scopuri. Trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Una este un fotoreportaj și alta este o serie cu, nu știu dacă realizări, dar măcar cu pretenții metaforice. Într-o serie ca aceasta, așa cum încercam să sugerez în text, problema nu se pune pur descriptiv. Se pune, știu eu, emoțional, nu știu, nu vreau să dezvolt, dar în direcția aia se pune. Contează mult pentru tine, de exemplu, că fotografia asta să transmită și ceva mai mult decât, nu știu, simpla parte documentară sau tu încerci sigur, asta este fotografie? Premiza. Asta este premiza. Nu documentez, ci dacă vreți, supra-documentez. Nu mă interesează realitatea materială. E o păcăleală aici, se zice că fotografia exprimă realitatea, că vede realitatea. Nu vede realitatea, vede realitatea materială. Faptul că noi suntem aici este o realitate materială, dar faptul că eu sunt bucuros că dumneavoastră sunteți aici, nu se vede, nu-l poți fotografia, dar este o realitate. Nu trebuie să ne păcălim, acum vorbesc în termeni imperativi, dar îndrăznesc să fac treaba asta pentru că mi se par lucruri fundamentale. Nu trebuie să credem încă o dată că fotografia este a materiei. Nu, fotografiez materia ca să exprim altceva, de fapt. Să exprim ce se află deasupra materiei, ce originează materia, ce probleme pune materia, de ce este materia așa și nu altfel, ce părere am eu despre asta și așa mai departe. Și atunci, da, întotdeauna nici nu m-a interesat niciodată altceva decât documentarea în sine. Nu, ea e doar punctul de plecare. Declanșez atunci când sunt emoționat. Cred că asta ar fi nucleul. Declanșez atunci când sunt emoționat. Și emoția nu se vede.
Și asta este și marea miză, să transmit prin poză, prin ce-o fi ea, ce am simțit eu. Eu mai am aici o întrebare. Toate cele trei proiecte pe care le-am văzut și cred că și al patrulea și al cincilea, dacă mă mai gândesc eu bine, sunt făcute în locuri foarte aproape de tine, aproape din mai ambele puncte de vedere, și fizic, cred, și, mă rog, emoțional, să spunem. Nu știu cum să pun întrebarea. Contează, crezi că faptul că ești atașat de locurile astea sau de oamenii pe care tu i-ai pozat, crezi că te ajută să surprinzi mai bine, să transmiți mai bine emoțiile pe care vrei, sau e la fel dacă, de exemplu, te-ai duce, nu știu să zic, Cuba, Thailanda, Maroc sau ceva de genul ăsta și să surprinzi acolo la fel un pod peste care trec niște câini, eventual noaptea, fără lumină au și lanternă. Au și acolo? Da? Am văzut câteva, da. Da. Au și apusuri și răsărituri, deci... Să știi că sunt foarte frumoase și răsăriturile și apusurile. Sunt convins. Fotografiezi bine ce cunoști bine. Cunoști bine ce iubești bine sau mai puțin bine, după puteri și după voință. Da, cu siguranță că asta este esența. Să cunoști un loc, să-l ți-l însușești emoțional, să ai relație personală cu el, emoțională, și de-abia atunci să faci poza. Dacă vorbim de fotografie de tipul acesta, încă o dată spun. Pentru că dacă ești, lucrezi în alt domeniu, lucrezi în presă, probabil acolo lucrurile se pun... Problema, da, nu, noi aici nu vorbim decât de fotografii personale, dar nu comercial sau... La mine acesta este triunghiul. Fotografiez, ca să fotografiez trebuie să cunosc. Spunea cineva că atunci când iubești pe cineva sau ceva, îl lași liber. Îl lași să fie el însuși. Un sfânt spune asta, dacă nu mă înșel. Îl lași să fie însuși. Adică nu proiectezi asupra lui dorințele tale. Și de-abia atunci, el fiind el însuși, ferește că îl poți surprinde în dimensiunea lui cea mai profundă, cea mai relevantă. Eu o să mai revin cu o întrebare aici. Ăsta, de exemplu, nu este un proiect care să existe într-un e-book sau într-un... Cum ai vedea, din punct de vedere serie, proiect, etc., finalitatea unei astfel de, călătorii fotografice în decurs de foarte mulți ani? Nu știu, cum ai vedea o materializată? Bine. Exceptând partea, și chestiile strict... comerciale și de bani, aceste restricții, știi? Deci nu ne gândindu-ne la restricții financiare și așa mai departe. Există mai multe tipuri de public. Există public căruia îi place să vadă fotografie într-o carte. Există public care vede fotografii pe internet mai mult decât într-o carte. Există public care nu își permite să cumpere o carte, un album foto. Există public care își permite să facă treaba asta sau nu își permite, dar tot o face. Și atunci cel mai bine e să lucrezi pe nișe, să pui problema pe nișe. Personal, cel mai mult și cel mai mult ar plăcea, firește, ca acest ce-și dorește oricine, acest proiect să se concretizeze în forma unei cărți. Pentru că sunt sau or să fie în curând suficient de multe imagini ca să fie suficient pentru o carte. Mi-ar plăcea și sper să fac treaba asta odată să realizez și un e-book. Doar că la un e-book trebuie să ții cont că un om în fața calculatorului când vede fotografii nu îi acordă atâta timp și atâta implicare, pentru că asta este natura calculatorului. Vezi o imagine, ține 2 secunde, după aceea dispare, treci la altceva și așa mai departe. Și atunci trebuie să ții cont de asta. Deci un e-book n-ar trebui să aibă 80 de imagini. Sau poți să faci un e-book de 80 de imagini, dar problema e nu cumva pierzi intervalul de atenție al privitorului. Și atunci... Direct spus, mi-ar plăcea să am o carte cu 80 de imagini, 90, un e-book cu 30, o expoziție cu... și așa mai departe. Normal că apare problema, bun, dar în felul ăsta care mai este proiectul? Nu-l
ciuntești, nu elimini ceva din el, dar de-aia ne ocupăm cu fotografie că e frumos. Și îți pui niște probleme. Până la urmă, nu fotografiile în sine contează, ci tu. Ce simți, cum tragi de tine să le finalizezi, ce înveți din toate lucrurile astea, ce emoții trăiești sau produci. Ok. Dacă sunt întrebări pe aici, asta este cam ultimul proiect, după aceea începem cu niște întrebări mai generice, dacă se poate. Vreau să te întreb, pe lângă proiectele astea care sunt într-un fel încheiate, corect? Adică sunt încheiate, sunt acest finalizate. Acesta nu este încheiat. Dar la asta, în același timp, ai imaginea de final, corect? O an, dar rămâne între noi. Am înțeles. Când crezi că e un proiect încheiat? Când se spune stop joc, asta e, nu mai pot să mai adaug nimic? Când simți că nu mai e nimic de spus, de trăit în privința aceea. Dacă ne referim la proiectul La Bunica, nu ai, pragmatic vorbind, foarte multe lucruri de făcut, pentru că după aceea proiectul devine plictisitor. Nu ai ce să fotografiezi mai mult de un anume număr de imagini, pur și simplu. Dar aici, de exemplu, situațiile pe care poți să le prinzi sunt absolut nelimitate. Sunt nelimitate, însă la un moment dat simți că încep să se repete, simți că o anume situație a fost mai bine valorizată cu un prilej anterior și atunci nu mai declanșezi, pentru că... Deci ăla e momentul în care stop joc. Exact, și atunci te oprești. Interesant este însă, am învățat treaba aceasta despre mine însumi. De foarte multe ori am zis, gata, nu mai am ce să fotografiez, s-a terminat, dar hai să mă mai duc o dată așa, că poate, poate. Și de fiecare dată, dacă vrei, dacă te deschizi, găsești. În limitele rezonabilului, firește, dar viața e mult mai ofertantă decât am crede. Poate că acesta este atul fotografiei, te scoate din... limitările pe care ți le impui și nu știi că ai făcut-o. Și atunci fotografia îți arată niște lucruri, te învață niște lucruri. Ce feedback primești de obicei pe proiecte, pe fotografii sau... Bine că nu m-ai întrebat de la elevi. Nu, feedback pozitiv. Aici totuși aș dori să vorbim numai despre chestiile pozitive, pentru că cele negative oricum nu și-au rostul. Cele negative... Pozitive. E normal... Stai puțin să fac o paranteză. Nu, e normal să... Nu, vreau să spun treaba asta. E normal să existe oameni cărora nu le plac fotografiile. E normal să existe oameni care spun că sunt cele mai slabe din istorie. Este un lucru absolut normal. Și trebuie să fii pregătit pentru asta și să accepti atitudinea privitorului respectiv. Fotografia nu începe și nici nu se termină cu mine. Însă, atenție, poți să afli lucruri, să spună niște oameni lucruri din care ai ceva de învățat. Asta nu înseamnă că dacă cineva e nemulțumit de o fotografie, înseamnă că neapărat ai tu dreptate și că la el e problema. Probabil că trebuie să găsești înțelepciunea de a ști cât și cum și pe cine să asculți. Acum, vorbind de lucrurile pozitive, nu știu ce aș putea să spun. Cel mai mult mă bucur când... Și mi s-a întâmplat asta de suficient de multe ori, vorbind cu omul, văd cum mi se luminează fața. Văd cum pur și simplu este bucuros și zice, uite, fotografia aceea ta, am văzut-o și m-am simțit... Nu e vorba de faptul că fotografia începe cu mine și cine sunt eu și... Nu despre asta e vorba. Însă e vorba de faptul că ce m-a făcut pe mine să declanșez este bucuria de a fotografia momentul respectiv și dacă oamenii zâmbesc, înseamnă că am reușit să le transmit și lor și atunci misiunea este îndeplinită. Lucrurile acesta nu ți-l dă nimic altceva, nici like-urile, nici până la urmă am putea să facem sociologia like-ului. Dacă toți suntem aici. Adică... O să ajungi acasă, o să ai mai puțin cu 10 prieteni sau ceva de genul ăsta, să nu te mire, fii atent.
Mai fac niște conturi, asta este. Dar țin să te întreb chestia asta, pentru că, cum menționam și inițial, cam toate proiectele pe care le-am promovat, publicat și așa mai departe, sunt proiecte foarte, și se poate spune chestia asta, cu toate că gramatical și așa este absolut incorrect, foarte non-comerciale, adică de obicei oamenii vin cu bani de acasă ca să facă absolut tot ce ține de proiectul ăla, inclusiv, nu știu, să-și facă un site să publice sau să-și facă 5 cărți poștale sau să le publice într-o expoziție. De obicei vin cam cu bani de acasă. La tine este ceva diferit sau fotografiile tale se, nu știu, se cumpără, se vând pe cine știe ce site-uri de licitații și așa mai departe? Se mai și vând. Nu de-aia le fac ca să se vândă, dar nu mă deranjează absolut deloc când se vând. Aici vorbim deja de, nu mai vorbim de artă și de fotografie, vorbim de rațiuni extrafotografice, vorbim de cultura privitorului de fotografie, vorbim de resursele lui financiare, pentru că în momentul în care ai o sumă de bani care e cum e, nu știu dacă îți vine să dai bani pe o fotografie, și aici este și vina noastră fotografilor, pentru că nu mi se pare normal ca o carte de Chekhov să fie 25 de lei și o fotografie să coste sute de euro. Din punctul meu de vedere, iarăși, vorbim, trebuie definite niște lucruri. Poate că dacă noi am adopta o tactică mai deschisă omului obișnuit, așa cum suntem și noi, poate lucrurile s-ar schimba un pic în privința asta. Crezi că teoretic publicul ar trebui, și sper să nu sune urât, ar trebui educat într-un anume fel? Adică eu am constatat că de obicei dacă sunt oameni care se uită la un anume model de fotografie, reacționează într-un fel. În secunda în care le arăți și un clasic, un Bresson, Moriyama, ceva de genul ăsta. Cine? Îți trimit după aceea. Bresson cum? HDR-uri. Ah, așa. Salutări, Daniele, ca să spunem așa. Ah, ok. Când le arăți un anume model de fotografie, reacționează un pic altfel și încep să simtă niște lucruri pe care nu le-au simțit până acum. Crezi că asta este de datoria fiecărui fotograf sau să încerce să arate publicului chestii din ce în ce mai bune sau mai variate, sau ar trebui să ne limităm strict la, nu știu, 3 apusuri, 4 răsărituri și asta e tot ce trebuie să vadă publicul de la respectivul fotograf? Fiecare viața e complexă și are multe aspecte. Fiecare pune problema în felul personal. În ce mă privește, probabil că răspunsul este îngăduie ambele extreme. Nu mi se pare fericit nici să te izolezi, absolut, să spui eu sunt un mare artist, iar voi dacă nu înțelegeți, înseamnă că problema este la voi. Ieșiți afară, ceea ce este, nu este doar neproductiv, ci este de-a dreptul lipsit de bun simț. Nici nu poți însă să îți autointerpretezi imaginile și, cum spuneam Adina, să le spui ce trebuie să vadă și ce trebuie să simtă. Plăcerea este acea întâlnire la jumătate. Și atunci, probabil că răspunsul, în ce mă privește cel puțin, este doar de a încerca să orientezi privitorul, doar de a încerca să-i sugerezi niște lucruri. Și asta este riscant, pentru că poate ei văd altceva acolo și nu e deloc rău că văd altceva acolo. Când vorbim de public, punem problema unitar, vedem o masă amorfă. Fiecare are cultura lui, are nivelul lui. Dacă vrea să vadă un anumit tip de fotografie și lucrul ăsta îl bucură, foarte bine, atât timp când nu vorbim de violări ale bunului simț, ale lucrurilor pe care ar trebui să le facă și să le trăiască orice om civilizat. Nu mi se pare sănătos să ai așteptări de la un anumit public, să fii nemulțumit de el. Poți însă să inițiezi, să creezi un anume tip de dialog care să nu fie nici prea, prea, nici foarte, foarte. Ți se pare că dialogul ăsta, nu știu, vorbim de publicul din România,
Se întâmplă ok, se întâmplă foarte des, că una dintre chestiile pe care noi le-am dorit împreună cu F64 să facem aici este tocmai să stabilim un dialog verbal, vizual, cum vreți să-l numiți, o comunicare, să le arătăm o viziune, nu o altă viziune, o viziune a unor fotografi din care oamenii, evident, dacă vor să tragă o concluzie, pot, nu îi oprește nimeni. Crezi că, nu știu, publicul din România este avid de fotografie bună, reacționează într-un fel la o fotografie clasică versus o fotografie mai comercială? Sau cum vezi tu, în general, audiența fotografiilor tale, să spunem, ca și public, ca și reacții? Adică e ceea ce speri tu sau... Eu sunt mândru de publicul meu. Nu de puține ori m-au surprins în felul în care au văzut lucrurile. Am fost la mai multe întâlniri de felul acesta și de fiecare dată oamenii au fost foarte deschiși, foarte interesați. Nu știu, nu cred că pot generaliza. Sunt oameni diferiți, fiecare are percepția lui. Nu este, încă o dată spun, nicio problemă dacă percepția aceea are în vedere doar un anumit tip de fotografie. Păcat însă, ca în orice alt domeniu, că nu vrei mai mult, nu vrei să te extinzi, nu vrei să faci un efort, pentru că cere efort treaba asta ce ai spus tu, să ieși din cutiuța ta. Probabil că poate noi greșim aici, că punem problema exclusiv fotografic. Ce sunt eu ca fotograf, ce vreau să zic, ce ești tu ca privitor, ce... Până la urmă, cine suntem noi să judecăm, ce nivel am eu fotografic, până la urmă, doar Dumnezeu știe lucrurile astea. Dacă ar fi să mergem la rădăcina lucrurilor, până la urmă contează calitatea noastră umană, contează în ce relație suntem cu noi înșine, cu ceilalți, cu Dumnezeu. Poate că dacă am rezolvat problema asta, pentru că am fost întrebat în interviu, v-am zis că vorbesc mult, am fost întrebat ce părere am, pentru că se leagă și îmi permis să fac paranteza asta, încă o paranteză, de afluența foarte mare de fotografii, că oamenii văd foarte multe fotografii în fiecare zi și că produc foarte multe fotografii. Și atunci, în momentul ăla m-am gândit, dar poate că nu aici e problema, poate că e problema faptului cum vedem viața, cât de ușor ne pronunțăm într-o grămadă de privințe pe care poate nu le stăpânim suficient de bine, cât de greu ascultăm pe celălalt și așa mai departe. Poate că lucrurile la toate nivelurile, fotografic inclusiv, ar fi mai limpezi dacă am face un salt sau măcar un pas pe scara care ne duce sus și ne scoate din... În Biblie, dacă ați sesizat, cred că părintele Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, spune asta: Dumnezeu are ce are nu cu cei reci, ci cu căldiceii. Adică, pentru că îmi permis să zic că așa suntem toți. Stăm doar în bucățica noastră de teren, nu ieșim nici așa, nici așa, nu luăm decât ce ne convine. Și atunci poate că lucrurile ar fi mai limpezi dacă am ieșit de acolo. Ok, eu mai am o singură întrebare de final, nu știu, dacă ar fi să dai un sfat așa prietenește și foarte uman, nu neapărat... Să-mi dea un like. Rog eu mult. Asta o să scriem oricum. Please like and share and așa. Fotografilor sau oamenilor care încearcă să facă o fotografie și vor să transmită ceva. Nu știu, care ar fi așa o sugestie, un sfat, ce ar trebui să încerce să spună sau cum ar trebui să încerce să spună respectiva chestie? E o carte scrisă de Freeman Patterson, care vorbește despre momentul în care e un fotograf profesionist, ține cursuri și de momentul în care s-a dus într-o bună dimineață la el în grădină, a scos aparatul foto și pur și simplu a început să fotografieze plantele, insectele, nu mai știu exact ce. Nu asta contează. Contează că
de-abia atunci, în momentul în care nu s-a mai simțit presat nici de a face bani din treaba asta, încă o dată vorbim din perspectiva omului liber de presiunea financiară, acolo normal că lucrurile se pun altfel, problema se pune altfel. Doar că în momentul în care a devenit, s-a eliberat de aceste presiuni exterioare, de faimă, de toate întrebările astea parazitare până la urmă, de-abia atunci a putut să se bucure efectiv de acea dimineață minunată și de-abia atunci a putut să se bucure de felul în care a lăsat Dumnezeu lumea și implicit să exprime treaba asta fotografic. Pe scurt, cred că trebuie să fii pur și simplu fericit că existi. Acum, vedeți, lucrurile acestea le auzim mereu, că viața este un dar, că iubirea, că așa mai departe. Doar că problema, că ziceam adineori, de vorbit și de tăcut. Am zis atât de des lucrurile astea că nu le mai simțim. Și nu e problema cuvintelor, e problema noastră, zic eu. Apropo de clișeu. Poți să vezi un lucru și să zici, asta e un clișeu, nu mă interesează. Dar dacă problema e la tine, dacă tu nu simți ceea ce ar trebui să simți. Și atunci acelui fotograf amator, ca noi toți, pentru că vedeți, amator vine de la amo amare, a iubi. Să fii amator de ceva nu e în niciun caz un lucru înjositor, ci este însă și esența lucrurilor. Acelui fotograf amator i-a spune să se bucure de faptul că fotografiază, că este acolo, că are aparat foto și că eventual poate va exista o persoană, ceea ce este mai mult decât destul, căreia să-i placă la rândul ei ce a făcut el acolo. Să nu se gândească la faimă și așa mai departe. Că lucrurile astea, dacă e să vină, dacă ai ceva autentic de spus, o să vină. O să vină mai devreme sau mai târziu. Brooks Jensen spune asta, Bill Jay spune asta. Cred eu că toți marii artiști, toți oamenii care au ceva de spus, spun pentru că au de spus. Și ceea ce urmează, urmează dacă e să urmeze. Dacă nu, tu oricum te-ai bucurat că ai fost acolo și ai făcut poza. Despre asta este vorba. Am înțeles. Mulțumim frumos. Da, asta a fost foarte frumos spus și foarte util. Îți dau berea aia de care... Super. Puteai un pic mai mult, dar... Dacă aveți întrebări pentru Andrei, acum nu neapărat legate de proiectele astea, cât de tot, despre tot ce a povestit. Trebuie să vă spunem că cel care a ales proiectele a fost Cristi, pentru că eu am și multe poze cu răsărituri. Și, mă rog, voiam să zic că important s-a că văzut doar ales, o bucățică. Din le-aș fi ales și pe alea, dar nu sunt HDR. Dacă erau HDR, poate mai discutam. După posibilități. Asta spun. Puteți să-i le adresați și mai încolo pe contul lui, de Facebook, pe nu? Pagină, cont sau nouă. În principiu, noi cam atât am vrut să vă arătăm în seara asta. Ce vă pot eu spune este că ne dorim, dacă și feedback-ul vostru e ok sau dacă data viitoare veți mai veni, să vă mai arătăm și alți fotografi care poate sunt mai... adică sigur o să fie un pic diferiți de ceea ce a spus Andrei, poate cu alte modele de fotografii, alte proiecte mai puțin interesante dintr-un anumit punct de vedere sau poate mai interesante din punctul altor oameni de vedere. Ne dorim să facem asta cât de cât cu o constanță, respectiv cel puțin noi ne-am propus lunar să ne întâlnim. Da, ideea era că la fel voi puteți, dacă aveți orice fel de propunere de fotografi pe care v-ar interesa să-i aducem aici și să discutăm cu ei, cu cea mai mare plăcere le așteptăm pe noi, cel puțin pe CF64 și Oițarisme, pe... Poate îl chem pe Bresson ăla sau cum ai zis? Da, pe Bresson. Din nou, dacă ar face HDR-uri, poate cine știe, nu știu. Sigur. Scuze? Prins cele mai tare panorame din oraș și munții Făgăraș, sau nu știu exact ce, s-a putut vedea de pe o clădire.
Eu personal nu-l știu. Asta nu înseamnă, cum a zis și Andrei, mai nimic. Dar îl căutăm și îl, dacă portofoliul lui... Scuze? Da, ce pot să vă spun eu este că tot ce am ales sau tot ce aleg eu ca să public pe Oițarisme este ceva destul de, nu știu, să spunem, destul de personal, care, poze care mie îmi spun ceva. Din cauza asta s-a întâmplat ca pe site-ul respectiv să nu figureze anumiți fotografi, să spunem, români. Nu are nicio legătură cu omul respectiv, dar dacă, uite, ne uităm, este absolut ok, vedem un portofoliu. Dacă găsim trei proiecte care să ne spună ceva tuturor, sigur îl putem avea aici. Din nou, și aceste, orice fel de sugestie, cum, de exemplu, pe Oițarisme, puteți chiar să propuneți propriile serii spre publicare sau, dacă aveți un proiect interesant, chiar vă rog să-l trimiteți. Am încercat pe cât posibil să promovăm și fotografi români și fotografi străini, pentru că străinii, slavă Domnului, au tone de promovare la ei, sunt mult mai uniți, mult mai neranchiunoși, mult mai șeruibili. Așa se vede de aici, nu știu dacă chiar. Eu m-am interesat și chiar sunt, adică cele mai stupide și cele mai tâmpite proiecte sunt susținute între ei, pentru faptul că la un moment dat le creează fotografilor respectivi o anumită bază de la care să plece. Noi nu facem asta, de exemplu, chit că să spunem, eu nu sunt foarte fan proiectul copii, cu copiii al lui Andrei, asta nu înseamnă că nu recunosc o anumită valoare sau că nu înțeleg ce a încercat să transmită. Mie personal, mi se pare că noi asta greșim. Faptul că suntem foarte, exact cum ai spus și tu, nu ne mai uităm la fotografii dintr-un anume punct de vedere mai uman și cred că chestia asta ar trebui, dincolo de megapixel, dincolo de aparate, DSLR-uri, mirrorless, adică sunt foarte mulți fotografi cu zeci de aparate ale căror fotografii nu spun nimic, din păcate. Pentru ei este foarte trist chestia asta când realizează de obicei cam prea târziu și apar niște frustrări, evident, dar mai bine, cum a zis și Andrei, mai bine mai devreme decât mai târziu. Trebuie să apară la un moment dat. Vreau să vă spun că mai aveți niște reviste pe undeva prin spate acolo, Love Issues, sunt produse de Oițarisme și de Constantin Nimigean, au apărut două ediții, ne-au mai rămas din fotografii, din revistele respective, puteți să le luați. Și din nou vă așteptăm cu orice fel de feedback, comentarii, mai bune, mai rele, mai cum vreți voi. Noi răspundem la ele pe cât posibil. Și sau fratele meu caratist, normal. Sau, exact. Și vă așteptăm și data viitoare, dacă vreți să mai discutăm sau să ne uităm la niște fotografii care nouă ni s-au părut de arătat, să spunem. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim!